Suntem cu tractorul. Un nou rupe asfaltul. Hai mă, de la cheie. Favioara la sfert de cheie. Din aia, în cotețul ăsta e nebun. Eu merg cu orice cazan. Suntem cu tractorul Seatul lui 99 Vehicles. Ce să nu-i faci niciodată mașinii tale când e foarte frig afară. Stai mă, fitipal, dimă. Foarte frig afară. Ce înseamnă foarte frig afară? Stai puțin. Temperatură de îngheț. Deci ziua să fie 1, 2, 3 grade, noaptea minus 3. Dau un exemplu. Am fost în aeroport, așa. Am aterizat din Tenerife, unde era un pantalon scurt. Iar te lauzi? Da. Plătesc, frate, sunt cel mai bun plătitor. Fără bilet la ordin, fără nimic, cash, cash, cash. În București erau minus 3 și fac pariu că pe ziua au fost plus 0, 1, 2, pe acolo, da? Când am deschis ușa la camerei, s-auzeau cum se sparg bucăți de gheață. Am zis, bă, hai să încerc, să nu insist, să deschid geamul. Și s-a auzit... Da. Cum se chinuie săracul motoraș, abia am mișcat geamul și am zis ok, bun, proastă idee, dă-i sus, la revedere. Nu deschizi geamul dacă a fost apă cu o zi înainte și noaptea e îngheț, nu forța să deschizi geamurile. E, la manual n-ai treabă. Tu ești manivela, da. 90% din mașini pe stradă au pe față cel puțin geamuri electrice. Și s-a auzit groaznic cum se chinuie motorașul să deschidă geamul care era probabil plin de apă și a înghețat. Deci aveți grijă când te trece de la apă la gheață, pe timp de noapte, în mod special, să nu forțați geamurile electrice. Deci te dai jos din mașină sau mergi mult cu mașina până când se încălzește ca lumea, că după aia aici se încălzește cât de cât și trece de îngheț și se dezgheață și ok. Și asta am omis-o. Să o spunem în episoadele anterioare, cu ce să nu-i faci mașinii iarna. Mașina era un pic cu gheață pe parbriz, am pornit-o, i-am dat pe dezaburire frumos, a dezghețat țaca-paca, aveam ghid de parbriz de vară. Dorel. Păi când am plecat eu erau 7 grade, când m-am întors erau minus 3, ce vina mea. Da. Chit că era decembrie, dar ultima dată când am avut noi cu minus în decembrie, în noiembrie de fapt, nu în decembrie, de mult. Adică nu mă așteptam, știi? Mai fi o chestie, când am deschis ușa, așa, erau lipite chederele și la portbagaj și la uși peste tot. Că la fel, a fost apă, a înghețat, exact. S-a lipit chederul. Am un produs pe care îl vând. Ia reclamă. 99 Vehicles Diamond Silicon, care fix asta faci. E o substanță pe bază de silicon, deschizi ușa, dai pe tot chederul, îl închizi și nu mai se lipește. E un produs special pe care l-am cu 28 de lei la vânzare pe magazin. Da, m-a făcut condens, că a fost cald și după rece. Da, și siliconul ăsta pe care eu l-am, asta face. L-am folosit anul trecut, anul ăsta n-am apucat să dau. Fix pentru perioada asta este, când ziua e cu plus și noaptea e cu minus, ai avut condens slash a plouat, ai apă, intră pe cheder, îngheață, nu mai poți să deschizi ușa. Da. Sau dacă deschizi ușa forțat, riști să-l rupi. Și atunci siliconul ăsta pe care eu l-am te ajută să eviți treaba asta. La uși, față, spate, portbagaj. Și merge la orice mașină, adică ai mașină, ai ușa, ai cheder. Da. Sigilează ușa, îți dai seama. Și de zgomot, și de apă, și de tot. Bun, altceva? Păi, mă rog, ăsta ar fi sfatul principal pe timp de iarnă, când, în mod special, când, repet, ziua cu plus, noaptea cu minus. Sunt diferențele astea Da, și a plouat, înainte a plouat și seara a înghețat. Aia e cea mai mare problemă, știi? Așteptăm și părerea voastră, dacă ați pățit, dacă știți despre ce vorbesc. Dacă aveți alte sfaturi, mulțumim, salut, la revedere. Ciao.